în seara aceasta aș dori să ne uităm, să continuăm puțin istoria aceasta a tulbulă, tulburărilor care s-au creat legat de doctrinele Harului. Nu uitați, biserica era reformată în zona aceea de lume, în cele câteva provincii, dintre care făcea parte și Olanda. Totul a avut loc în Olanda. În 1609, dacă nu mă înșel, sau 10, a murit Arminius. În anul următor, urmașii lui, din mărturisirea de credință care era bisericii reformate, au selectat cinci doctrine cu care nu erau de acord, da? Bun. Au selectat cinci doctrine cu care nu erau de acord și au scris niște obiecții la doctrinele respective, da? 5 obiecții la doctrinele respective care au, de au devenit cele 5 teze arminiene. Astăzi se cunosc doar cele 5 teze reformate, dar inițial au fost, prima dată, 5 teze arminiene. Bine? Într-un fel, mie îmi că să cunosc doctrinele reformate, nu tezele arminiene. Primul răspuns care a fost dat acestor doctrine n-a fost în 1618 sau 19, adică după 8 sau 9 ani, când a fost marele sinod național în Olanda, când foarte mulți păstori s-au strâns și au discutat tezele arminiene. Primul răspuns care a fost dat a fost în anul următor, în 1611, de un anumit eh, om numit Festus Homius. Festus Homius a fost așa un fel de aghiotant al lui Gomarus, Gomarus fiind un profesor în aceeași universitate în care a învățat Arminius. Deci Arminius cu Gomarus -au, uh, au avut ceva conflicte, Arminius a murit, Gomarus s-a supărat din anumite privințe și a plecat și el din universitate. Festus uh, Homius care a fost un fel susținător al lui Gomarus, acest uh, profesor reformat, a rămas în urmă, în anul următor, după ce au fost publicate cele cinci teze arminiene, el a venit cu un răspuns. Nu a fost un răspuns în cinci teze calviniste sau reformate, ci a fost un răspuns în șapte puncte. Dar aceste șapte teze sau șapte puncte sunt sămânța a ceea ce noi astăzi cunoaștem doctrinele Harului sau doctrinele astea puse sub acronimul TULIP, da? Totala depravare, alegerea necondiționată, ispășirea particulară, harul irezistibil sau eficace și perseverarea, perseverarea Sfinților. Aceste cinci doctrine au avut rădăcină în ceea ce a scris acest Festus Homius. Da? O să repet numele lui de multe ori. Eu am aflat de el foarte târziu, dar a scris niște doctrine, sau a formulat doctrinele într-un mod uh, fantastic. Și aș vrea să, dacă ne-am uitat puțin la tezele arminiene, în această după amiază, în această seară, să ne uităm la tezele pe care le-a scris acest om ca răspuns. Vom proceda în felul următor. Eu o să citesc tezele acestea, o să facem ceva comentarii, și la urmă o să fie loc de întrebări. Nu de mărturisii, nu de. da, loc de întrebări. Dacă sunt, dacă nu sunt, asta este. Prima, primul articol. La, primul articol foarte interesant. Deci la noi totala depravare în tulip, în acronimul ăsta, totala depravare și predestinarea sau alegerea sunt despărțite, dar ai T, totala depravare, U, alegerea necondiționată, sunt despărțite, pentru acest om au fost amândouă în același articol. De ce? Că în mintea lui, dacă ești total depravat, adică nu înseamnă că ești cât de rău poți să fii, ci mintea ta, voința ta, sentimentele tale sunt afectate de păcat, dacă ele sunt afectate de păcat, înseamnă că nu te poți întoarce prin tine însuți la Dumnezeu. Asta înseamnă că trebuie, nu ca tu să alegi că nu poți, fiindcă ai voința roabă, asta înseamnă că Dumnezeu trebuie să te aleagă. De asta el a legat totala depravare de alegerea necondiționată în același articol. Și el spune așa, îmi iertați traducerea, nu sunt un bun traducător din engleză, am tradus cum am priceput, ele nu sunt traduse încă în limba română. După cum în Adam, întreaga rasă umană creată după chipul lui Dumnezeu a căzut împreună cu el în păcat și astfel a devenit atât de coruptă încât toți oamenii sunt concepuți și născuți în păcat și de aceea sunt din fire copii ai mâniei, fiind morți în greșele și păcatele lor, așa încât în ei nu mai este nicio putere să se întoarcă cu adevărat la Dumnezeu și să creadă în Hristos, cu nimic mai mult decât un mort are puterea de a se învia pe sine însuși din morți. Asta este eu la el o singură propoziție. Deci o singură frază, mă scuzați. O droaie de propoziții într-o singură frază, da? Noi, pentru că avem gândirea mai, nu știu cum, așa, noi rupem propoziție, punem propoziție, punct. Propoziție, punct, ca să poată mintea omului să vede. La ei nu era așa. Scria o propoziție și tot coborai după aia așa, ca Apostolul Pavel. Are... 13 sau 14 versete în Efeseni, capitolul 1, care sunt o singură propoziție. Da? În cascadă totul. Și partea cu alegerea necondiționată sună așa. Tot așa, deci după cum toți sunt stricați în Adam, tot așa Dumnezeu atrage din această condamnare și eliberează un anumit număr de oameni în planul său etern și neschimbat. Și zice pe acești oameni, i ales doar prin har, după buna plăcerea voiei sale, spre mântuirea în Hristos, trecându-i cu vederea pe ceilalți în dreapta sa judecată și lăsându-i în păcatele lor. Da? Sumarizând articolul ăsta, spune așa, dacă după cum toți oamenii, fără excepție, sunt morți în Adam, tot în același fel, Dumnezeu, din masa aceasta de oameni căzuți în păcat, a luat câțiva ca să-i mântuiască, și, printr-o logică simplă, pe restul nu i-a împins în ea și i-a lăsat în voia minților. Câteva comentarii la articolul ăsta. Întâi despre depravare. Am spus deja, Festus face legătura între depravare și alegerea necondiționată și oricine se uită la acronimul ăsta vede că dacă accepti un punct, dacă accepti pe primul, în lanț vin toate unul după altul. Nu se poate să accepti unul și să respingi pe celălalt. Cine sunt care iau, de exemplu, numai perseverarea, perseverarea Sfinților? Zice, mă, îmi convine. odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Îmi convine treaba asta. Da, cu totala depravare, cu alegerea din condiționată chestia asta, nu-mi plac. Da? Astea toate se leagă una de cealaltă. Nu poți să le selectezi așa cum vrei. Și mai sunt câte unul în asta. Zice, mă, eu sunt reformat în 3.4. Ești confuz, nu ești reformat în niciun fel de punct. Bun. Foarte interesant. Festus îl prezintă pe Dumnezeu ca nefi, nefiind responsabil de căderea omului. El zice așa, după cum în Adam, întreaga rasă umană creată după chipul lui Dumnezeu. Domnule, ce putea Dumnezeu să facă mai mult pentru noi oameni decât să ne creeze după chipul lui? A făcut niște ființe excepționale. Dumnezeu ne-a creat după chipul lui, da? Nu ne-a făcut după, nu știu, ne-a creat după chipul lui. Apoi spune că această cădere în păcat s-a datorat lui Adam sau au venit împreună cu Adam. Cu Adam zice, după cum în Adam întreaga rasă umană creată după chipul lui Dumnezeu a căzut împreună cu el în păcat. Deci nu Dumnezeu, unii și imaginează, o predestinare înseamnă că Dumnezeu, în timp ce era Adam cu Eva în grădină, Dumnezeu șoptea, mănâncă din pomul interzis. Și Dumnezeu îl împingea pe ăsta să mănânce din pomul interzis. Nici vorbe de așa ceva. Scriptura arată foarte clar, era Adam cu Eva acolo și șarpele. Dar nu a fost o manifestare a lui Dumnezeu în împingerea lui Adam și a Evei în păcatul respectiv. Nici vorbă de așa ceva, da? Acum, mulți iarăși au probleme cu transmiterea păcatului de la Adam la restul. Asta este o altă discuție. Clar este următorul lucru. Nu Dumnezeu este responsabil de transmiterea păcatului. Și îl spune foarte clar aici, ceea ce este biblic. Toți am căzut în și prin Adam. în capitolul 5. Asta spune Sfânta Scriptură, da? Un limbaj biblic extraordinar. bun, deci, bun, el aici respinge foarte clar pe lagianismul care spunea că păcatul vine prin exemplu. Deci copilul meu nu se naște în păcat. El se uită la mine că fac anumite păcate și mă copie pe mine. Copiii, într-adevăr, copie manifestările păcatelor. Dar rădăcina păcatului există în ei. Dar noi copiem unii de la alții manifestările păcat. Că zice, clar, uite, copilul tău face păcatele pe care le faci și tu nu face păcatele pe care le fac alții. Normal, că cu învățat cum să-și manifeste păcatul, dar păcatul există în el. Iarăși, foarte frumos felul în care Festus descrie depravarea. Ce înseamnă depravarea? Zice el în primul rând, oamenii sunt concepuți și născuți în păcat. Să arate că problema începe din clipa în care nu zice că păcatul vine când ne-am născut, adică am ieșit la aer și aerul e păcătos și devenim și noi păcătoși când ne-am născut. Nu zice când ne-am conceput, când s-a format embrionul, embrionul acela are în el fire păcătoasă. S-a transmis de la părinții lui fire păcătoasă. Și asta spune Sfânta Scriptură, asta spune David, căci în păcat mă a mama mea, da? Sau un fel de șer de viețuire pe care moșteniserăm de la părinții noștri. Nu moștenim credința de la părinții noștri, așa cum spune uh, românul astăzi. Da? Ce spune despre depravare? 1. Că ne naștem în ea. 2. Că fiindcă ne-am născut în ea, înseamnă că suntem condamnați datorită ei. Zice așa. Suntem concepuți și născuți în păcat și de aceea sunt oamenii aceștia din fire, din naștere, copii ai mâniei. De unde este limbajul ăsta cu copii ai mâniei? Efeseni, capitolul 2, la versetul 1, la versetul 3. ăsta e unul dintre pasajele clasice. Voi erați morți în greșele și în păcatele voastre în care trăiați o după Domnul, după mersul lumii, da? Și erați din fire la un moment dat, spune, copiii ai mâniei, ca și ceilalți. Deci ne naștem în păcat, suntem sub condamnarea lui Dumnezeu, practicăm păcatul, iar și limbajul din Efeseni 2 spune, fiind morți în greșele și în păcatele lor. Voi erați morți în greșele și în păcatele voastre. Asta e moartea spirituală. Patru arată fatalitatea păcatului. Ce produce păcatul? Cel mai grav lucru pe care îl produce păcatul noi, care Nu că ne îmbolnăvim datorită păcatului? Nu că avem probleme unii cu alții datorită păcatului? Ia zis ce spune, da? Fiind morți în greșeli și păcatele lor, așa încât ei, în ei, nu mai este nici o putere să se întoarcă cu adevărat la Dumnezeu și să creadă în Hristos. Asta este principala problemă cu păcatul. În noi nu mai rămâne Oamenii sunt morali. El nu neagă că oamenii ar fi morali, el nu spune nimic de moralitate aici. Dar moralitatea ta nu te ajută la nimic, pentru că în tine nu există nici o putere să se întoarcă cu adevărat la Dumnezeu și să creadă în Hristos. Și face o comparație. Cu nimic mai mult decât un mort are puterea de a se învia pe sine însuși din morți. Acum am auzit, am auzit persoane care zic, domnule, voi, voi reformați, voi calviniștii, duceți la extremă ideea asta cu moartea spirituală. Că, domnule, noi nu suntem morți, uite, noi vorbim, noi gândim, noi simțim. De ce folosiți imaginea asta că voi erați morți? E prea sadică, e prea extremă, noi nu suntem morți. noi vorbim în primul rând că suntem morți fizic. Noi vorbim că suntem morți spiritual. Da? E clar lucrul ăsta, Nici nu discutăm că suntem morți fizic, domnule, suntem... Suntem și noi suntem... noi, normal, vedem că suntem vii, da? din punct de vedere fizic. Apoi, Limbajul ăsta folosește Biblia. Dacă vrei să mă acuz pe mine că folosesc pentru a descrie păcatul omului metafora morții, acuză pe Dumnezeu în pe mine, că eu am preluat o imagine pe care o folosește Biblia. Că suntem morți. Asta spune Biblia, da? Voi erați morți în greșele și în păcatele voastre. De ce folosește Pavel limbajul ăsta morții? Imaginea asta. De ce nu folosește alta? Deci ce o folosește și festul și nu prea alte imagini? Când în Biblie sunt multe metafore care descriu păcatul nostru, căderea noastră în păcat. El face lucrul acesta pentru a sublinia ultimul aspect notat de el aici. Că noi nu mai este nici o putere să ne întoarcem la Dumnezeu cu adevărat. E interesant, zice, nu mai este nicio putere să se întoarcă cu adevărat la Dumnezeu. Pentru că noi vedem când se duc oamenii la biserică, mie mi se pare interesant aici biserica asta, când plec eu acasă, de obicei văd și voi de oameni care iasă de la biserică. Și mă gândesc că și acolo se vorbește despre Dumnezeu. Oamenii se întorc către Dumnezeu. Nu întrebarea nu e dacă se întorc către Dumnezeu sau se roagă lui Dumnezeu, ci dacă se întorc cu adevărat la Dumnezeu. Sau un limbajul folosit de Pavel în romani spune nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Oamenii îl caută pe Dumnezeu pentru beneficii, pentru vindecări. Chiar în mediul evanghelic, mare parte din oameni îl caută, din mod... îl caută pe Dumnezeu. Eu nu neg lucrul ăsta. Întrebarea este dacă îl caută limbajul biblic cu tot din adinsul sau cu adevărat, din sinceritate pe Dumnezeu. Asta este întrebarea, întrebarea finală. Mai mult, și cineva spunea la un moment dat, domnule, mai dăm, dăm un exemplu ca să-mi dau seama că funcționează imaginea asta în vierii. Dă-mi un exemplu, Dau Chiar nu pot eu să mă relaționez la Dumnezeu cu nimica? Repet, noi vorbim despre moarte spirituală referindu-ne la puterea de a te aduce pe tine la viață. Domnul Iisus folosește imaginea asta în Ioan 5, unde spune așa. Ioan 5, cu 25. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit când... Auziți puțin. Oamenii care aud imaginea asta zic că e absurd, e absurd. Când cei morți vor auzi glasul Fiului Lui Dumnezeu. Acum ascultați ce spune. Cei morți vor auzi. Cum adică, domnule, morții se audă? Unii mai găsit dumneavoastră că morții aud. Mortul nu de nimica. Într-adevăr, mortul nu de nimica decât glasul Fiului Lui Dumnezeu. Puneți-mă să vă explic cum aude mortul glasul Fiului Lui Dumnezeu. Nu știu cum aude mortul glasul Fiului Lui Dumnezeu, dar e clar că îl aude ca așa spune Biblia. Da? Deci mortul ăsta cum învie? mortul o să spune Cum învie? Păi bine, le spune cum. Vor auzi glasul fiului lui Dumnezeu și cei ce îl vor asculta sau îl vor auzi vor învia. Deci vine glasul fiului. Vorbele rostite, glasul rostit de fiul lui Dumnezeu și la impact cu urechea mortului, mortul învie. Dacă aș face eu același lucru, nu se întâmplă nimica. Și lucrul acesta se întâmplă la nașterea noastră din nou, și se va mai întâmpla odată cu toată umanitatea când spune Scriptura, nu vă mirați de lucrul acesta. Că unii se mai miră șase. A, e absurd. Cum să audă mortul glasul Fiului lui Dumnezeu? Uite așa cum vrea Dumnezeu, îl aude. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui. Iară spune. Cum Dumnezeu să audă cineva din mormânt glasul lui Dumnezeu? Cum să-l auzi? Nu te și vorbește tu cu un mort să vezi dacă te aude. Nu te aude. Nu te aude. El îi putrezit, el nu mai există acolo, da? Nu mai este o persoană acolo, e trupul lui care a putrezit. Toți cei din morminte vor auzi glasul și vor ieși afară din ele. Acum gândiți-vă cât de absurd li s au pă părut la pelagenii ăștia care stăteau la mormântul lui Lazar. Și Domnul Iisus spune, dați piatra la o parte. Puh, ai, îi mor de patru zile, pute, bă, normal, ce cu el, știi? După ce au făcut învierea Domnului Iisus, ăștia au spus, are drac, că-i o luat o raznă, da? Băi, a făcut o înviere, și Domnul strigă, Lazar eș afară. Cum azi, strig la un mort să iasă afară? Zice, mortul era legat tot până la picioare. Și mortul ghișe. A ieșit afară. De ce a ieșit afară? Pentru că a fost puterea supranaturală în vorbele acelea a Domnului Iisus Hristos și a scos mortul afară. Da? Este o înviere acolo. Este o înviere fizică folosită ca imagine pentru o înviere spirituală. Bineînțeles, ajungem la aspectul ăsta greu de digerat pentru unul al alegerii sau al predestinării când trecem de la doctrina depravării, când festul spune așa tot așa Dumnezeu atrage din această condamnare pe care ne aflăm toți da? și eliberează un anumit număr de oameni. Da? Observați. Spune că Dumnezeu atrage din această condamnare. Cum știi că cineva e ales? Nu, eu nu, nu știu că cineva e ales. Oare eu sunt ales? N-ai de unde să știi până în momentul în care Dumnezeu te atrage. Asta este limbajul harului irezistibil sau o chemări eficace. Dacă ești atras la Tatăl, nimeni nu poate veni la mine decât dacă e atras de Tatăl. Dacă ești atras la Dumnezeu, înseamnă că ești ales. Da? Și spune aici, Dumnezeu atrage din această condamnare și eliberează un anumit număr de oameni. Și ăsta e lucrul în care se poticnesc mulți oameni că Dumnezeu atrage un anumit număr de oameni. De ce nu i atrage pe toți? Face lucrul acesta, zice, pe care în planul său etern și neschimbat e ales doar prin har. Pe cine atrage? Numărul ăla anumit pe care i ales în planul său etern și neschimbat. Cum i-a ales? Unii zic, de ce nu i-a ales pe toți? Și el spune ce? i ales prin har. Ce înseamnă har, domnule? Oamenii nu înțeleg har. Când omul întreabă, dar de ce nu-i eu ales pe toți? Știți ce introduce el în discuție? El introduce în discuție dreptate. Domnule, e drept să nu-i fi ales pe toți? Domnule, e drept să-i fi trimis pe toți în iad? Când vorbim despre mântuire, nu mai discutăm despre ce-i drept. Nu mai ai cum să discuți despre har, despre ce nu meriți. Introduci un concept greșit acolo. Drept e să ne ducem toți în iad. Dacă vrei să vorbești despre dreptatea alegerii, drept era să ne ducem toți în iad. Să ne aleagă să ne ducem pe toți în iad. Când vorbim despre a alege să ne mântuiască, acolo este vorba despre har. Ne-a ales doar prin har. De ce ne-a ales pe noi și nu a ales pe alții? Sau de ce a ales numai atât și nu a ales nu știu câți? Spune de ce. După. Bună da. Ce e a bună plăcerea voii sale? Întreabă pe Dumnezeu ce e a bună plăcerea voii sale. De ce să-ți explic eu? De nu? De ce cineva? Eu spun că Dumnezeu ne-a ales în dreptate. Sigur că ne-a ales în dreptate. Dumnezeu nu e nedrept. Biblia spune că ne-a ales după buna plăcerea voii sale. Nu spune că s-a uitat și așa cu o lunetă din aia foarte lungă pe coridorul timpului. Văd în la o dorință, domnule, o scânteie, ceva, tânjește ceva, nu-i sinceră, dar îl văd că caută cumva pe Dumnezeu, îl aleg pe ăsta. Nu spune Biblia așa ceva, spune că ne-a ales după buna plăcere a voi sale. Nu știu, poate unii au un dicționar din ăsta special, explicativ a conceptelor teologice care nu sunt explicate în Biblie. Au vreo revelație în asta. Vreo extra, extra biblică prin care știu ce înseamnă după buna plăcerea voi sale. Eu știu că e bună, că a fost plăcerea lui Dumnezeu și mă mulțumesc cu revelația pe care Dumnezeu uh, mi-a dat-o, da? E alege după buna plăcerea voi sale spre mântuirea în Hristos. Până nu ești mântuit în Hristos, nu ai de să știi dacă ești ales. Unul întreabă, dar tu cum poți să predici Evanghelia la toți? Mă, știi ce liniști predic Evanghelia la toți? Dacă aș fi într-o sală, dacă toți lău ar fi adunat tot în fața mea, pe toți aș chema la pocăință. De ce? Că nu știu care ales. Și nici nu-i treaba mea asta. Treaba mea e să predic pocăința, să-i chem la pocăință, să expun clar Evanghelia și treaba Duhului să-i să atragă. Nu-i treaba mea. Nu mi-a dat Dumnezeu o carte în asta secretă în care spune, bă, nici nu-ți bate capul, că aici sunt 30 din câteva zeci de mii. Și eu am o liniște fantastică din punctul ăsta de vedere. Treaba lui Dumnezeu îi să atragă. Dar îmi dau seama de cine este ales doar în momentul în care ajunge să fie mântuit. Zice că ne-a ales spre mântuirea în Hristos. Și foarte interesant ajunge ea la un subiect foarte controversat, subiectul uh, predestinării la Iad. Zice, voi credeți în predestinarea la mântuire și zice, automat. Voi credeți și în predestinarea la Iad. Eu cred că expresia asta încearcă să caricaturizeze poziția noastră, să ne, cumva să ne portretizeze ca niște duri din ăștia. Băi, ăștia s-au ales la iad. Păi ăștia nici nu interesează. Ei să cred o elită aleasă, restul combustibil pentru iad. Și unii chiar așa vorbesc despre noi. Calvin, dacă ai mai putea să nu mai arunci mașinuțele pe jos, ar fi extraordinar. Uh, nu Jean Calvin, da? Calvin, băiatul meu. nu, <coughs> nu creadă că vorbesc cu morții sau ceva, știi? Uh, bun. Ce spune Festus despre lăsarea asta sau predestinarea asta la iad? Când ei, când reformații au vorbit despre oamenii care nu vor fi mântuiți niciodată, i au vorbit în următorii termeni. Auziți ce spune. Trecându-i cu vederea. Ascultați, foarte important. Veți, gădi, ve, veți găsi expresia asta la toți reformații consacrați. Zice trecându-i cu vederea. spune: Dumnezeu s-a uitat la ea și zice Mă, cum o să fac eu foc în iad? Voi sunteți combustibil pentru cazanii. Niciodată așa ceva. Deci departe de noi așa ceva și de gândul lui Dumnezeu așa ceva. Nu veți găsi în Biblie așa ceva. Dumnezeu zice că a ales pe unii și ce a făcut? Nu zice că i-a împins pe ceilalți. Hai, hai, voi că nu vreți să vă duceți. Măi, mergeți, măi, la condamnare. Nu. Zice că Dumnezeu i-a trecut cu vederea pe ceilalți în dreapta sa judecată și i-a lăsat în păcatele lor. Sunt două lucruri. Unu, în veșnicie Dumnezeu și-a ales mireasa lui pentru sine, pe ceilalți i-a trecut cu vederea, începe da, momentul creației când Dumnezeu creează pe Adam și Eva, urmează restul oamenilor, când se naște un om care nu e în planul de mântuire lui Dumnezeu. Ce face Dumnezeu? Nu îl împinge la păcat. Îl lasă. Citiți Romani capitolul 1. Ce spune Scriptura? De vreo trei ori spune. Dumnezeu ia lăsat. Dumnezeu i-a lăsat. Întrebarea care se pune pentru unii. De ce nu i-a lăsat pe toți? Nu e vorba fratelui păstor, nu? Mirete că e mântuit unul singur. Asta e marea mirare. Dacă vrei ca Dumnezeu să fie drept, trebuia să-i lase pe toți. E, uite, Dumnezeu a ales pe unii din veșnicie și la vremea hotărâtă de el, i-a atras pe pe care i-a ales el. Slăvim pe Dumnezeu că a atras miliarde de oameni. Spune la un moment dat, numai din necazul cel mare, zice, Dumnezeu ăștia, din necazul cel mare. O mulțime, zice, pe care nu o putea număra nimeni. Nimeni nu o putea număra. O grămadă de oameni mântuiți, da? Unii zic că o ales câțiva și au ciupit Dumnezeu 2-3. Lasă care Dumnezeu grijă să nu-și țină cerul gol. Nu-ți tu probleme din privința asta. Nu văd probleme pentru Dumnezeu, da? Asta, asta în felul ăsta s-a descris doctrina aceasta. Nici vorbă de a o caricaturiza în felul acesta predestinarea la ea. Dumnezeu zice, vreau să-i trimit pe ea -a. Nu zice, Dumnezeu i-a lăsat deoparte, nu s-a preocupat de ei și i-a lăsat în păcatul lor. Și știți ce? Oamenii lăsați în păcatul lor nu au nicio problemă cu asta. Ei și iubesc păcatul, nu au niciun fel de problemă. Vorbește cu ei, vorbiți cu ei, evangelizați, și vedea că nu au nicio problemă cu aspectul ăsta. Nicio problemă. Bun. Greu mergem cu articolul de. Bun. Articolul 2. Articolul 2, foarte interesant, într-un fel de asta e, pentru mine, tulipul ăsta, cum zic, sau expresiile astea scurte de descriere a celor cinci doctrine calviniste. Îmi creează puține probleme pentru că nu explică exact la ce se referă și mulți le caricaturizează cum vor ei. Și asta e treaba satanei. În discuția aceasta despre alegere sau în doctrina a doua despre alegere, el vorbește despre trei lucruri. Alegerea la mântuire, lăsarea deoparte a celor care nu sunt mântuiți și al treilea lucru despre care vorbește sunt copiii credincioșilor. Un subiect despre care se vorbește foarte puțin în cercurile reformate. Foarte puțin. Auziți ce spune el despre alegerea copiilor credincioșilor. Zice așa, nu doar adulții care cred în Hristos și umblă într-un mod vrednic de Evanghelie sunt recunoscuți ca și copii aleși al lui Dumnezeu. Deci cum recunoști pe cineva că e copil ales al lui Dumnezeu? Adulții care cred și umblă într-un mod vrednic de Evanghelie de în 1611 de la formularea acestor doctrine ale Harului, s-a spus foarte clar, alesul nu e la care face ce vreau. Ho, oh, s-a ales, pot să fac ce vreau eu. Nici vorba de așa ceva. Spune unul, cred și după ce o crezut, umblă într-un mod vrednic de Evanghelie. Dacă nu umblă într-un mod vrednic de Evanghelie, nu mă pot considera încă alesul lui Dumnezeu. Poate sunt, dar nu mă pot recunoaște în felul acesta. Uitați cum, termeni termen precis. Zice, sunt recunoscuți ca și copii aleși al lui Dumnezeu, da? Adică pentru noi, ca biserică, ne uităm la cineva, domnule, ăsta pare că o crezut și umblă într-un mod vrednic de Evanghelie. Îl recunoaștem, nu noi îl alegem, îl recunoaștem ca un copil ales al lui Dumnezeu. Da? Așa îl recunoaștem, că crede și umblă într-un mod vrednic de Evanghelie. Zice, nu doar ei, ci și copiii legământului, atâta timp cât nu dovedesc contrariu prin umblarea lor. Înțelegeți? Ei nu spun, a, copiii care s-au născut în familie de credincioși, au venit 18 ani, Lotul la apă cu ei, da? Plus că ei își botezau copiii mici. Nici vorbă de așa ceva. Zice, trebuie să dovedească lucrul acesta prin umblarea lor. Trebuie să dovedească lucrul acesta prin umblarea lor. Dacă ei dovedesc prin umblarea lor că sunt copiii lui Dumnezeu, zice, pot fi considerați aleșii lui Dumnezeu. Și în tot articolul acesta, foarte frumos, lasă un cuvânt pentru copiii care mor din pruncie. Zice, de aceea, Părinții credincioși atunci când copiii lor mor în pruncie nu au nici un motiv să se îndoiască de mântuirea copiilor lor. Și într-o într propoziție mai lungă sau mai scurtă vreau să vă spun care cred eu că e motivul pentru care toți copiii care mor de mici se duc în împărăția lui Dumnezeu. Întotdeauna judecata în Sfânta Scriptură este pe baza... Pe ce bază? Pe baza... Faptelor, te întreb, un embrion care a fost avortat, pentru ce poate fi judecat? Pentru nimic. Pentru nimic. A, în modul în care Dumnezeu. Zice, cum să regenereze Dumnezeu cum să regenereze Dumnezeu uh, un embrion? Păi cum crezi tu că am fost umplut? Eu uh, am votestor din părțile mamei lui cu Duhul Sfânt. O stăruit Eu am după Duhul Sfânt. Ăla nici nu înțelegea nimic. Deci, da? Nu era dezvoltată mintea lui. Cum a fost umplut cu Duhul Sfânt? a fost un cu Duhul Sfânt. Aici este vorba de lucrarea supranaturală a Dumnezeu. De asta cred eu că a pune credința înaintea nașterii din nou este a pune, cum spunem noi, căruța înaintea caielor. Întâi nașterea din nou, lucrare supranaturală, vântul suflă în control, vrea cineva e născut din nou și după aceea el crede și se pocăiește. Poate să nască Dumnezeu din nou un embrion, un copil avortat, milioane de copii avortați care nu au făcut niciodată fapte rele sau fapte bune. Nici măcar nu pot gândi nimica. Poate Dumnezeu să mântuiască, eu nu cred că doar poate, cred că face lucrul acesta, pe baza ceea ce spune Biblia despre judecată. Ei nu îndeplinesc un criteriu al judecății, nici spre bine, nici spre rău. Da? al treilea articol pe care îl prezintă el este tot despre predestinare. Tot despre predestinare, da? Vorbește despre predestinarea la rai, despre lăsarea celorlalți, despre alegerea copiilor și articolul 3 tot despre alegere vorbește și prezintă pe ce bază s-a făcut alegerea. Zice Dumnezeu în alegerea sa nu a privit la credința sau convertirea aleșilor. Da? Nu. Bă, ăsta crede sau nu crede? Nu așa. Nici la folosirea corectă a darurilor sale ca temei al alegerii. Care e baza alegerii? Că Dumnezeu s-a uitat la credința mea, zice nu. Ci din potrivă el a plănuit și decretat în planul său etern și neschimbător Fiți atenți la cuvânt. Să dea credință. Zice, nu a privit la credință, ci el dă credință. Una e să privești la credința cuiva și altul să-i dai credință. Dumnezeu nu ne oferă credința. Dumnezeu ne dă credința. Și zice, și astfel să mântuiască pe cei pe care i ales spre mântuire după buna plăcere a voii sale. El respinge aici două erori. Zice, unu, Dumnezeu nu privește la credință, ceea ce este în arminianism, și respinge și pelagianismul sau semi-pelagianismul care spune în felul următor. Primul lucru pe care Dumnezeu îl așteaptă de la omul e să facă un pas, domne. Micuț, fă un pas către Dumnezeu și el o să facă doi către tine. Asta e semi tu, faci, tu să faci prima mișcare. Arată așa o înclinație spre Dumnezeu și Dumnezeu vine acolo și zice, mă, fiindcă ai făcut primul pas, eu o să fac restul. Da? Și el zice, nu, Dumnezeu n-a privit nici măcar la folosirea corectă a darurilor sale. Că sunt unii care spun, Doamne, cineva dintr-un trib îndepărtat care nu s-audă niciodată Evanghelia, are așa un fior sfânt, are gândul veșniciei, să folosește cumva de gândul la veșniciei și înalță ființa către Dumnezeu. Doamne, crezi că există undeva și Dumnezeu îl mântuie. Biblia nu spune așa ceva. Dumnezeu nu l-a asta privit, la fiorul lui, la acceptarea acelui gând a veșniciei la contemplarea lui Dumnezeu undeva prin copaci sau prin junglă. Nu asta spune Biblia. Nu spune Biblia lucrul acesta. Nu spune că așa s-a oamenii. Că Dumnezeu a privit la păgânul ăla care se gândea nu știu cum la Dumnezeu. Nu. ci zice Dumnezeu a plănuit și a decretat să dea credință, da? Să dea credință. Să provoace credință. Să ofere credință, da? Să o toarne în om credință. Și reafirmă că această alegere se face după buna plăcerea voii sale. A vorbit despre depravare, despre alegere, cel mai mult din ce văd eu a dat uh, spațiul acestei predesenări sau acestei alegeri. Alegere, alegere termenul alegerii poate e mai biblic, cel puțin în traducerea noastră. Articolul 4 vorbește despre ispășirea particulară și eficientă. Fiți foarte atenți că zice, a, voi credeți în ispășirea limitată că Iisus o bunit numai pentru unii, nu? Eu le răspund la voi, voi credeți în ispășirea aia care a fost pentru toți, dar mântuiește numai unii. Deci e limitată oricum. Da? Deci dacă nu a, în iad sunt niște oameni, înseamnă că ispășirea n-a avut efect la unii. Da? E clar lucrul acesta. Ispășirea oricum este limitată. Ori în planul ei, în scopul ei, în ce a intenționat Iisus când a murit, ori în efectul ei. Da? Ce se vede la urmă. Zice așa, pentru acest scop, l-a prezentat și le-a dat pe singurul său fiu Iisus Hristos, pe care l-a dat morții pe cruce, pentru a-și mântui aleșii Astfel încât, deși suferința lui Hristos fiind a singurului născut și unicului fiu al lui Dumnezeu este suficientă pentru ispășirea păcatelor tuturor oamenilor, deci ea este suficientă pentru ispășirea păcatelor tuturor oamenilor, totuși, conform cu planul și decretul lui Dumnezeu și are eficiența spre împăcare și a păcatelor doar în aleșii și adevărații credincioși. Aici el face diferența între două lucruri. Valoarea jertfei Domnului Isus și scopul jertfei Domnului Isus. Valoarea jertfei Domnului Isus este infinită. Ascultați-mă, frați și surori. O singură picătură din sângele Domnului Isus Hristos putea să salveze nu toată planeta noastră, un miliard de planete, dacă ar fi fost cu oameni pe ele. De acord sau nu? De ce? Pentru că el zice de ce putea să salveze. Auziți, pentru că este a singurului născut și unicului fiu al lui Dumnezeu. Fiindcă este jerfa fiului lui Dumnezeu, da? Jerfa lui Dumnezeu, omia este infinită în valoarea ei și în puterea ei. Totuși, una este valoarea jerfei Domnului Iisus și alta este scopul morții Domnului Iisus. Întrebarea pe care trebuie să ne punem este următoare. Când Isus s-a dus la Golgota, Isus s-a gândit, mă duc ca să... Ce crezi că s-a gândit El? Ce scop a avut Domnul Iisus? mă duc să încerc să-i mântuiesc pe toți? Sau cum credeți că a gândit Domnul Iisus? Sau Domnul Iisus a zis, mă, eu nu știu pentru cine moară, dar eu încerc să mântuiesc. Ce credeți că s-a gândit el? A fost în dubii, a știut pentru cine moare. A vrut să moară pentru toți, a vrut să moară numai pentru aleșii lui. S-a dus la cușe și a zis, eu știu că nu o să fie mântuiți numai câțiva. Eu știu că faraonul e mort împreună cu miliarde de egipteni sau milioane de egipteni. Dar mor și pentru păcatele lor. O să mor și pentru alte milioane sau miliarde de oameni care nu s-au niciodată de, pentru mine. Dar oare, de ce mor pentru ei? Eu știu nu, că nu s-au niciodată despre jertfa mea, dar de ce mor pentru ei? Mă nu știu, mor pentru ei numai ca să. Nu știu, mor ca în ziua veșnicie dacă ăștia mă întreabă. Doamne, dar de ce mă trimiți în iad? Că n-ai crezut în jertfa mea. Păi eu am trăit cu 1500 de ani înainte ca tu să vii pe pământ. Nu contează, eu am murit pentru tine. Trebuia să crezi în jertfa mea. Păi n-am auzit de ea. Nu contează. Deci, asta e întrebarea. Când Isus a dus la Golgota. Isus a știut de planul Tatălui, de alegerea Tatălui. Dacă a știut de ea, ceea ce pentru mine e aberant să spui că n-a știut de planul Tatălui sau de alegerea Tatălui, dacă a știut de ea, Domnul Isus a făcut ceva diferit decât ce a plănuit Tatăl? Sau Domnul Isus a spus, Tată, vin să fac voia, ta, eu merg cu scopul de a împlini ceea ce tu ai stabilit. Eu nu cred că tu ai stabilit ca să mântuiești biserica ta și o mor și pentru lume. Da? Aduceți-vă aminte de rugăciunea din Ioan 17. Da? El spune, nu mă rog pentru lume, ci mă rog pentru aceea pe care mi-ai dat tu. Marele preot în Vechiul Testament este o tipologie extraordinară. Marele preot făcea două lucruri când venea Sorin. Vinea cu capra sau cu bou sau că vaca, zice, am păcătuit înaintea Domnului. Puneai mâinile pe capul țapului sau ce mai era animalul ăla acolo, își mărturisea păcatele, preotul făcea două lucruri omora animalul pentru el și să ruga pentru el. Era moarte și mivlocire. Același lucru face Domnul Isus. Domnul Isus nu zice, mor pentru toți, pentru toți dar mivlocesc pentru unii. Nu! Pentru aceea pentru care a murit, pentru aceeași mivlocește. Asta spune și omul acesta în acest articol. El face diferența de fapt între trei lucruri. Între valoarea jertfei Domnului Isus care e infinită, între intenția sau scopul jertfei Domnului Isus care este specific pentru ce alegi de Dumnezeu și eficiența. Pentru cine e eficientă jefa? Pentru toți aceia pentru care a fost intenționată, da? Pentru toți aceia. Am intenționat-o pentru el, sigur o să fie eficientă pentru el. Cineva spune, dar dacă el nu acceptă, e, Domnul Isus a cumpărat și acceptarea aceea. Dar dacă el nu crede, Domnul Isus la cruce a cumpărat și credința. Dar dacă el nu vrea, a cumpărat și voința. Dar dacă el nu simte să se întoarcă la Dumnezeu, a cumpărat Domnule tot pentru el. Înțelegi? Tot a cumpărat. Și acceptarea, și credința, și pocăința, și sfințirea, tot, a cumpărat tot pentru omul acela. Bun, ăsta e articolul 4. Articolul 5 se referă la harul, la două tipuri de har. Și de asta oamenii nu înțeleg ce cu harul ăsta rezistibil. Despre har vorbește aici. Deci așa, mai mult, cu același scop, Domnul Dumnezeu a lăsat ca Evanghelia sa sfântă să fie predicată. Deci dacă se predică Evanghelia, e ca așa a lăsat Dumnezeu. Iar Duhul sunt să face diferență între predicarea Evangheliei și Duhul sunt că eu nu sunt Duhul Sfânt, da? eu sunt predicator, eu nu sunt Duhul Sfânt, să fie clar, da? eu nu sunt Duhul Sfânt, eu sunt predicator. 1. Să predică Evanghelia, iar Duhul sunt în mod extern prin predicarea aceleași Evangheliei și intern prin Harul Special, deci Duhul sunt vorbește prin mine, prin predicarea Evangheliei, dar Duhul Sfânt mai face ceva. Prin Harul Special și intern, prin Harul Special și intern, lucrează atât de puternic în inimile celor vă seama, da? În inimile celor aleși, le luminează mințile, le transformă și reînnoiește voințele. Vedeți, vorbește despre minte, despre voință, adică lucrează în toată inima, în toate compartimentele personalității, îndepărtând inima de piatră și dându-le o inimă de carnă într-o asemenea manieră încât prin aceste metode ei nu doar că primesc puterea de a se converti pe ei înșiși și a crede, ci în mod faptic și voluntar ei se pocăiesc și cred. Adică, simplu, sumarizez, frații m-au rugat să vă sumarizez după ce citesc așa multe propoziții din astea și mintea. Sumar, Duhul Sfânt lucrează în două feluri. Prin fratele Andrei, prin fratele Miei și alți predicatori care predică Evanghelia. Ăsta e primul mod în care lucrează Duhul Sfânt. Doi, Duhul Sfânt nu lucrează doar prin predicator, ci se duce și la inima respectivului care respectiv, care este ales de Dumnezeu. Lucrează extern, prin faptul că auzi cu urechile fizice Evanghelia și îți lucrează mintea. Mă, uite ce spune asta, despre asta, despre asta, despre asta. Da? Asta e extern. Și a atei pot să înțeleagă lucrurile astea. Mai ai înțeles că tu ai o datorie infinită înaintea lui Dumnezeu? Da. Ai înțeles că Domnul Iisus a plătit datoria asta? Da. Și se duce acasă tot ateu. Mai este ceva, un har lăuntric. Mulți dintre noi știm, am simțit, noi spunem, am simțit atunci un fior, am simțit că mă prăbușeam, am simțit că Duhul Sfânt mă atrăgea, am simțit că mă convingea de păcat. Pentru prima dată mi s-a deschis mintea să văd slava lui Dumnezeu sau frumusețea jertfei Domnului, până atunci am luat-o așa de apucat. Pentru prima dată mi-am văzut, văzut, și hidoșenia păcatului. Cum de mă numai atunci? Ți-ai dat o seama? Noi spune că mi-am dat seama, te-a făcut să-ți dai seama. Cum de nu ți-ai dat seama înainte? Că mi-ai auzit și înainte predici. Atunci am înțeles. Te-a făcut să înțelegi atunci atunci m-am prăbușit. Te-a făcut să te prăbușești atunci, ca pe Saul. Înțelegeți? Este predicarea Evangheliei și este harul lăuntric a Duhului Sfânt. Și ei spun, dar dacă tu respingi și eu întreb, ce? Care din astea două o să respingi? Evanghelia predicată de mine eu o poți respinge. Dar harul lăuntric intern a Duhului Sfânt nu-l poți respinge. De ce? Păi te întrebe unde harul ăla lăuntric a Duhului Sfânt? Pe mine mă vezi, pe mine mă auzi vorbind. Poți să vii să dai cu pumnul în gură, poți să mă oprești fizic, poți să ieși afară din clădire. Dar Duhul Sfânt poate veni după tine. Îi vântul acela care suflă? A, ah, nu, no, să că avem noi ceva explicații. Avem noi niște note din alea de subsol, niște dizertații să explicăm că, suflet, că, Duhul nu suflă de fapt încotro vrea. Da? Și spune, da, dar spune acolo că uh, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Când? Prin Duhului Sfânt care vorbește prin mine când predic Evanghelia sau Duhului Sfânt care lucrează la inima ta, la untric și intern, fără ca tu să poți percepe lucrul acesta? De ce cineva nu poate respinge lucrarea lăuntrică a Duhului Sfânt? Pentru că nu percepe cu mintea. El poate să respingă doar ceea ce percepe cu mintea. Ce percepe el cu mintea? Mă aude pe mine acum și o spune, oh, nu, nu sunt de acord. Asta o poți respinge, dar Duhul Sfânt poate lucra la inima ta. Cum lucrează Duhul Sfânt la inima noastră? Auziți cum spune. 1. Ascultați. Zice, lucrează atât de puternic în inimile celor alea. Și îmi place. Lucrează atât de puternic. Cât atât de puternic. Cât, de, cât atât. Auziți cât. Le luminează mințile. Zice, unii, da, Duhul, Duh, sunt Sfânt îți luminează mintea și te lasă pe tine să alegi. Păi tu iubești păcatul și voința ta e robită de păcat. Ce să alegi? Vei alege păcatul oricum, dacă nu mai îți luminează mintea. Zice, nu doar luminează mintea, se ocupă și de... Problema noastră principală este nu doar mintea, ci și voința noastră. Dacă fiul vă va face sloboz nu zice, dacă harul prealabil, zice, îi face pe toate miliardele de oameni, îi face slobos. Harul prealabil. Ma Biblia nu spune că harul prealabil îi face slobos pe oameni. Biblia, Biblia mie îmi spune că fiul mă face slobos. Că Duhul mă atrage la tată. Dar asta îmi spune mie Biblia, nu harul prealabil, ce-o fi acela de Biblie? Biblia, nu știu, prin l-au găsit. Și spune, Duhul sunt, luminează mintea și retransformă și reînnoiește voințele. Duce voința Duhul Sfânt în direcția în care el dorește. Îndepărtează inima de piatră, adică insensibilitatea față de Dumnezeu și dă o inimă de carne sensibilă la Dumnezeu. Deodată spune noi simt, am simțit. Ai simțit, domnule, de ce ai simțit? Că Duhul Sfânt a lucrat acolo. zice, cum lucrează Duhul Sfânt? Nu-ți dă doar puterea să te convertești, ci te face să te convertești foarte frumos. Zice, în mod faptic și voluntar. Deci Duhul Sfânt vine și îți dăruiește ceva ce tu nu ai avut, așa încât tu de bună voie. Eu n-am auzit niciun om acum care zice, m-am simțit tras așa de zulufi capului, cum era ridicat pe Ezechiel în Duhul și mă forța să mă pocăiesc. Nu, lucrarea lui Duhului nu este așa. Dumnezeu are inimile tuturor oamenilor în mâinile Lui și le duce în direcția în care El dorește. Fără ca să violenteze într-un fel voința noastră. Fără ca să modifice personalitatea noastră. Rămân același Andrei, o rămas același Radu, dar cu altă înclinație, cu altă direcție, către Dumnezeu. Ăsta este harul irezistibil și eficient. Al șaselea articol, penultimul, este de fapt P, da? A vorbit despre depravare, el chiar în ordinea asta l-a prezentat. A vorbit despre depravare, a vorbit despre alegerea lui Dumnezeu, da? Pe care o face în dreptul în dreptul celor care avun să fie credincioși, despre copiii lor vorbește, da? A vorbit despre jertfa Domnului Isus, a vorbit despre Harul lui Dumnezeu. Articolul 6, ultimul punct din tulipul nostru, este păstrarea și perseverarea în Sfințenie. Aceea pe care Dumnezeu a hotărât să-i salveze, adică să-i mântuiască, deci de acum o să mântuit, cum zic ăștia, ha, eu mântuit. Deci, la propriu, nu cred că există o persoană care să nu cunoască doctrina Harului și să nu spună asta. Dar știți ce îmi place mie ca să spună și despre Pavel? Ce urmează acum? să păcătuim, să mulțească harul. Mă, mă tem că dacă și față de mine au obiecție asta, mă tem că și Pavel era calvinist. Bun, iau zice, aceia pe care Dumnezeu a hotărât să-i salveze, nu sunt doar iluminați, regenerați, reînnoiți așa încât să creadă în Hristos și să se întoarcă la Dumnezeu. Adică să facă prima parte, da? Mă întorc la Dumnezeu și cred, asta înseamnă convertirea. Zice Duhul Sfânt, nu doar de asta se ocupă să crezi, să te pocăiești, să fii născut din nou. El pune ordinea corectă aici, zice, iluminare, regenerare, reînnoire, asta e tot nașterea din nou. Și după aia spune să creadă și să se întoarcă. Pentru că nașterea din nou este înaintea credinței și a pocăinței. Bun. Ci prin aceeași putere a Duhului Sfânt, prin care am fost întors la Dumnezeu, fără vreo contribuție a lor înșiși, sunt în același fel și în mod continuu păstrați și susținuți. Dacă tu te-ai fi convertit ieri, te-ai fi întors la Dumnezeu ieri, ai fost născut din nou și convertit prin puterea Duhului Sfânt. Astăzi ești creștin de ce? De ce ești astăzi creștin? Nu v-ați întrebat niciodată. V-ați trezit m-am trezit astăzi dimineață creștin. Eu, Andrei, frate, tu te-ai trezit creștin, tu te-ai trezit creștin azi dimineață. De ce? Păi acum 15 ani m-am întors la Dumnezeu și de atunci mă lupt și mă strofoc ca să merg pe cale. Nu ca alții care nu... Bla, bla. Nu e adevărat. Aceeași, spune, aceeași putere a Duhului Sfânt care a lucrat acum 15 ani în convertirea mea. Aceeași putere a Duhului Sfânt m-a ținut convertit. De asta sunt mântuit astăzi. Știți de ce uneori Dumnezeu ne lasă în falimente și în păcate de care ne groază numai să ne aducem aminte, nu să mai spunem la alții, ca să înțelegem că de acolo am fost ridicat numai de El. Numai de El am fost ridicat, nu ne ar ridicat noi prin puterea noastră. Să înțelegem lucrul acesta, da? Aceeași putere, zice, ne susține și ne păstrează în mod continu. Așa că, am auzit o predică, zice, ăștia calviniști, zic că noi nu putem păcătui. Noi nu putem păcătui. Noi ă, ești mântuiți și după aceea trăiești, nu mai ai niciun fel de problemă, nici vorbe de așa ceva. Noi nu asta spunem despre perseverența Sfințelor în Har, tulip, pâu, da, de la urmă. Nu asta spunem noi, zice așa. Deși multe slăbiciuni ale firii sunt legate de ei atâta timp cât sunt în această viață și deși se află în luptă continuă între carne și duh, da? Deci, unul, slăbiciunea ale firii legate de noi cât timp suntem în viață. Doi, lupta între fire și duh. Trei, iar uneori orice cad în păcate grele. Și pentru toți aleșii lui Dumnezeu există un totuși. Cu toate acestea, același duh predomină în această luptă. Adică e mai tare. Firea se luptă împotriva Duhului, Duhul se luptă împotriva firii. Ce spune după aceea Pavel? Așa că nu puteți face tot ce voiți. Aleluia! Nu mai puteți face tot ce voiți. Nu fac ce vreau eu. Eu spun că fac. Nu mai pot să fac. De ce? Că Duhul zice predomine. E mai puternic decât firea. E mai puternic în lupta asta. E mai puternic. E mai puternic și de căderile noastre. Nu există cădere prea mare din care să nu mă poată scoate Duhul Sfânt. Din punctul meu de vedere, numai doctrina aceasta poate să dea speranță unui om care a, cum spune noi, a făcut o lată, Domnule. Tu între tu ca arminian, că îi spui, ai făcut păcatul cu voia, nu mai ai nicio șansă. Ce speranță dai tu omului ăla? Ăla chiar există, vă întreb, există un păcat care nu poate fi spălat de jertfa Domnului Isus. Eu nu cred așa ceva. Nu văd în Biblie așa ceva. Sunt păcate care duc la moarte fizică. Dumnezeu te disciplinează. Dumnezeu pune bota pe tine la propriu. De Dumnezeu cu unui ala, de nu te vezi. Te-ar face Dumnezeu să te îngrozești de ce poate să facă Dumnezeu cu un om ca să-l ducă în împărăția lui. Să fie nimicită carnea dacă ca să fie Duhul lui mântuit în ziua lui Hristos. Da, sunt de acord cu asta. Dar să-mi spui mie că există un păcat pe care tu l-ai făcut și jefa Domnului Iisus nu poate spăla, pentru mine asta este o bajocorie și o blasfemie a jefei Domnului Iisus Hristos. Te întreb, ce speranță dai tu un asemenea om? Te vei întâlni tu, nu va fi fratele păstor să-l consiliezi. Tu te vei întâlni cu asemenea om. Ce speranță dai? Ce spui? Nu mai ai nicio șansă. Mă, a fost, vo... a fost cu voia păcatul. Da, a fost cu voia. Asta e. Asta e. Da, nu mai am ce să fac. Vă care n-ați făcut păcate cu voi săptămâna asta? Cât de ipocrit trebuie să fii și cât de orb la propria stare, la propriile păcate trebuie să, spui, să fii ca să spui că n-ai făcut păcate cu voi. Cât de orb trebuie să fii, cât de mincinos înaintea lui Dumnezeu trebuie să fii să spui, nu domnule, eu tot le fac involuntar, eu nu dau să dar ce ești posedat? Cum adică le faci involuntar? Ce? Te poartă cineva? Nu ne ai o problemă, tu nu ești născut din nou dacă le faci involuntar. Înseamnă că ai o, o posesie demonică asupra ta, sau cum? Nu domnule, le faci voluntar. Deci oamenii ajung la o grămadă de absurdități numai să nu recunoască lucrul ăsta. Ne aflăm într-un conflict cât timp suntem pe pământul ăsta. Sunt păcate grele în care cad mulți dintre noi. Poate toți dintre noi la un moment dat în viață. Totuși, zice Duhul predomine sau este mai tare în această luptă și nu permite ca aleșii lui Dumnezeu să se împotrivească prin corupția cărnii Sfințirii Duhului. Nu-ți permite să te împotrivești Sfințirii Duhului așa încât ea să fie stinsă din ei. Te împotrivești. Dar nu până acolo încât să fie Poate la un moment dat e doar un muc, domnule, te întrebi, bă, eu, are mai sunt, eu am fost vreodată născut din nou, v-ați întrebat vreodată? Dacă nu v-ați întrebat vreodată, aveți probleme, vă spun sigur asta. Dacă v-ați întrebat, cel mai probabil sunteți pe calea bună. Da? Zice, nu te poți împotrivi chiar să se stingă. Te împotrivești, dar nu chiar să se stingă ca prin consecință ei să piardă complet și final, fiți atenți, adevărata credință. Mă întreba, sunt oameni care cad de la credință că suntem la punctul perseverării Sfinților Har? Da, domnule, sunt oameni care cad de la credință. Cad de la adevărata credință? Nu. Nu. No. Sunt oameni care pierd credință? Da. Mulți. Zice, mulți au crezut, domnul a spus niște cuvinte mai dure, după aia l-au părăsit. Imediat. nu noți noții nu era din nou nici câteva zeci de minute. Depinde ce credință. Zice, oh, au spus, Uite ce minuni au făcut ăsta, uite, oare când o să vină Hristos o să facă minuni mai mari? Eu crezut în ceva, dar nici măcar nu îl recunoșteau ca Hristosul, ca Mesia. Ce credință e? Aia? aia e credință mântuitoare? Dacă ai e credință mântuitoare, aia se poate pierde, dar nu e credință mântuitoare. Aia. Zice, nu poți să pierzi complet și final adevărata credință. S-ar putea să ai momente intermitente în viața ta în care simți că e o negură totală spirituală în viața ta, că nu mai ai niciun fărâmă de credință. Duhul să nu te lasă să o pierzi total. Asta spune, total și complet. Da? final, adevărata credință care le-a fost odată dăruită. Credința care nu ți-a fost dată de Duhul Sfânt, aia o poți pierde. Credința mentală, o poți pierde. Credința sentimentală este și una. Simt pe Dumnezeu, simt nu știu ce. Aia o poți pierde, te duci acasă nu mai simți nimica. Aia o poți pierde, sigur o poți pierde. Credința care este dată Sfinților, credința aleșilor lui Dumnezeu, credința care e produsă de Duhul Sfânt, aia nu se poate pierde total. Da? Care le-a fost dăruită, și nu pot pierde nici Duhul în fiere pe care l-au primit ca și copii a lui Dumnezeu. Deci calvinismul ăsta, doctrinele reformate, nu exclud faptul că credincioșii au slăbiciuni, că se află într-o luptă continuă și chiar că pot cădea în păcate grele. Din potrivă, doctrinele Harului oferă speranță, domnule. Pentru oamenii ăștia, da? Oferă nădejde ca să fie ridicați de acolo, da? Harul ăsta irezistibil nu ne este dat doar în nașterea din nou, ci și după aceea. Ci și după aceea. Asta înseamnă că sfințirea depinde totar de Harul lui Dumnezeu. Ce văd de un lucru extraordinar, ce văd de un lucru extraordinar și ceea ce pierd foarte mulți oameni din vedere care chiar susțin doctrinele Harului. Harul ăsta eficace, irezistibil sau cum vreți să-l numiți, nu lucrează doar la nașterea din nou. Da? Nu, Dumnezeu te-a născut din nou, ți-o dat Har irezistibil, da, zici, mă, toată gloria lui Dumnezeu. Dar, nu v-am povestit, am predicat, Filipeni Filipen 3, numai textul nu am predicat. Fraților, ce-a spus fratele Andrei, e adevărat. Dar! Acum Duhul a făcut tot. Deci Dumnezeu a făcut tot. Acum și noi trebuie. Domnule, noi trebuie. Dar să spui că Dumnezeu a făcut tot și s-a retras undeva și spune Hai Andrei, nu mai face galerie, asta este o blasfemie. În Biblie, sfințirea care durează toată viața, da? Sfințirea este numită sfințirea Duhului. Ce înseamnă, domnule, că e sfințirea Duhului? Că Duhul ți l face galerie în timp ce o tractare? Nu. Înseamnă că în luptele mele, în, în conflictele mele, în căderile mele, Duhul sunt, este acolo ca să lucrează în mine. Și îmi dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Eu nu stau să mă gândesc, nu, oare Duhul lucrează cu mine? Nu, eu știu că îmi dă voința și înfăptuirea. Și la punctul în care mă trezesc și mă luminez, oriunde, la ce punct aș fi? Pe ascendența asta, da? Pe axul ăsta, ascendent, mai rapid, mai brus sau mai lin așa. Oriunde aș fi. Știu că Duhul Sfânt este acolo, că sunt alesul lui Dumnezeu și merg înainte, da? Datorită luminii, Putere Duhului sunt. Ultima, ultima, ultimul articol. Nu știu dacă vă gândiți oare care fi, care fi ultimul articol. Eu pe lângă tulipul ăsta am mai avut un articol. Bine, l am părțit diferit, dar au fost în ordine aceasta. Am auzit pe mulți care zic, domnule, nu știm tulipul ăsta când a fost format. Da, literele astea, acronimul, nici eu nu știu când a fost format, nu se știe exact. Dar baza doctrinară a acestor articole a fost cu siguranță de la Festus Homius 1611 la un an sau doi după moartea lui Arminius. Oare adică, care fi ultimul articol? Ultimul articol a răspuns la cea mai frecventă acuzație adusă în doctrinile Harului. Spurgeon are o predică absolut superbă pe articolul 7. Doctrinile Harului nu duc la păcat. Are superb, ar merita să o citiți. Este în limba română, se găsește pe internet. Dacă nu mă înșel, este și tipărită, nu mai știu exact de cine. Și el are articolul 7, în concluzie, spune, v-am prezentat doctrinile Harului, acum vă dovedesc că doctrinile Harului nu duc la păcat. Și spune el în felul următor, cam în trei părți formulată asta, și spune așa. 1. Totuși, adevărații credincioși, vedeți, întotdeauna el vorbește adevărata credință, adevărații credincioși, nu ia care par credincioși. Totuși, adevărații credincioși nu pot găsi nicio scuză în această învățătură, așa încât să umble fără grijă în poftele cărnii. Deodată ce este imposibil ca cei care au adevărata credință și sunt încorporați în Hristos să nu producă roadele mulțumirii. Ce spune el? Dacă ai adevărata credință și ești încorporat în Hristos, ești legat de Hristos, Dumnezeu, asta e adevărata credință. Credința care te leagă de Hristos. De unde vine seva noastră? spiritual din Domnul Isus Hristos. Aia e credința adevărată. Dacă ești legat de Hristosul biblic, aia e credința adevărată. Dacă nu ești legat de Hristosul biblic, nu e credința adevărată. Dacă crezi că Evanghelia înseamnă să fii vindecat, nu ai credința adevărată. Dacă îl vezi pe Domnul Isus ca unul ți repară toate problemele vieții, nu e credința adevărată. Nu e credința adevărată. Nu te aștepta să țină. Dar dacă ai credința adevărată care te incorporează în Hristos, care te leagă printr-o uniune indivizibilă de Domnul Iisus Hristos, așa încât știi că sa Domnului, biserica Domnului, nu va ajunge ciuntă și ciută în împărăția lui Dumnezeu, fără un ochi, fără mădulare. Va ajunge, a, atât am ajuns, că m-am pierdut ceva mădulare pe drum. Nu! Cine e unit cu Hristos, e unit cu Hristos pentru totdeauna. Eu nu pot să concep o asemenea blasfemie. Zice, oameni aceștia este imposibil să nu producă roadele mulțumiri. Ce te motivează, ce te stimulează frate și soră să lupți, să mergi până la capăt? De ce doctrinele Harului, doctrina asta că nu-ți pierzi niciodată mântuirea, nu te face să fii leneș sau neglijent, cum spune aici? Să găsești o scuză în învățătura asta. De ce? Pentru că spune el, Duhul Sfânt produce în tine roadele mulțumirii. Când înțelegi mântuirea care ți-o dat-o Dumnezeu, ceea ce te motivează pe tine să mergi până la capăt nu-i frica. Ăsta este un alt motiv pentru care resping total arminianismul. Cineva mi-a spus, zice, da, așa e. Nu motivul pentru care lup și trag tare e că mi-e frică de iad. Asta nu este o dragoste sinceră pentru Dumnezeu. În dragoste, spune Ioan, unul Ioan, în dragoste, nu este frică. Este o frică bună de Dumnezeu, un respect profund față de Dumnezeu. Dar în dragoste, eu merg până la capăt. Eu merg în continuare că mă uit la mântuirea care mi-a dat-o Dumnezeu și spune, domnule, nu pot să înțeleg de ce sunt eu acolo. Și n-am cum să înțeleg de că e bună plăcerea lui Dumnezeu. Mulțumirea pe care Duhul sunt o produce în viața mea când studiez aceste doctrine. Când noi ca biserică studiem continuu despre mântuirea pe care Dumnezeu a făcut-o, o lucrează și o va perfecționa în noi. Când vedem lucrurile acestea, produce o mulțumire în noi care ne face să ducă la, mulțumirea asta să ducă la roade, Domnule. La roade. O mulțumire care duce la roade. Mulțumirea este motivația, nu frica, nu teroarea de iad. Pui de năpârci! Cine v-a învățat? Ar spune la mulți astăzi, Ioan. Voi nu aveți nicio dragoste sinceră de Dumnezeu. Cine v-a învățat să faceți de viitoare? Și apoi, a doua parte din această doctrină spune, din potrivă, cu cât se asigură pe ei înșiși și simt că Dumnezeu lucrează în ei a voi și a face, conform cu buna sa plăcere, leagă două texte. Să întărim în chemarea și alegerea noastră, spune Petru, Filipeni capitolul 2, 12 și 13. Da? Dumnezeu lucrează noi și ne dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. Zice, deci, cu cât ne asigurăm pe noi ne că Dumnezeu lucrează noi și a voi și a face conform cu buna sa plăcere, cu atât ei perseverează în ducerea mântuirii lor, cu frică. Au zis că cu frică și cu tremur. Frica aia pozitivă, frica aia bună de Dumnezeu. Cu frică și cu tremur, cu respect profund față de ce ți-a dat Dumnezeu. Știind că aceasta este singura metodă prin care lui Dumnezeu îi face plăcere să-i țină în picioare și să-i aducă la mântuire. Deci Dumnezeu mă ține în picioare, nu spune, a, sunt mântuit, nu mai trebuie să citesc Biblia, nu trebuie să mă mai rog, nu trebuie să mă mai duc la Dunare. Nu! Știind ce mi-a dat Dumnezeu, metoda prin care Dumnezeu mă duce până la capăt, sau zice el aici, mă ține în picioare, este folosindu-mă de lucrurile astea, da? Folos, întărind alegerea lui Dumnezeu. Și ultima parte zice, de aceea, el folosește în cuvântul său tot felul de avertismente și amenințări. V-ați gândit vreodată, de ce Biblia amenință? Cu căderea din har, cu pierderea credinței, că zic ăștia, Mă, dacă voi, zic frații mei armenieni, zice, dacă voi credeți că mântuirea nu se pierde, de ce nu ne mai amenință Biblia? Zice, pentru voi nu are niciun sens. Dumnezeu zice, mă, vezi să nu te pierzi, dar Dumnezeu știe că tu nu o să te pierzi. Ha, ha, De ce ne amenință Dumnezeu? De ce ne avertizează Dumnezeu în Biblie? Că sunt o grămadă de avertizări. De ce? Uite, de ce? De aceea el folosește în cuvântul său tot felul de avertismente și amenințări nu pentru a-i face să dispere. Câți oameni nu pleacă de la biserică disperați? A, oh, m-am pierdut. Oh, nu mai am nicio șansă. Nu, pentru asta să amenințările și avertizările. Sau să se îndoiască de mântuirea lor. Nici asta. Ci mai degrabă pentru a trezi în ei acea frică de copil, observând slăbiciunea cărnii, în care cu siguranță ar pieri dacă Domnul nu i-ar păstra în picioare prin harul său nemeritat, care este singura cauză și temelia perseverilor. Astfel încât, Deși îi avertizează în cuvântul său să vegheze și să se roage, vegați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită, totuși ei nu au acest lucru din ei înșiși, ci de la același duh care printr-un har special îi pregătește pentru acest lucru și astfel îi păstrează cu putere în picioare. Și închei cu o imagine. Care imagine? El zice ca un copil. Imaginați-vă pe Calvin, el a avut un moment în care a trebuit să-i câștig încrederea. Nu pune mâna pe cana fierbinte cu ceai. Asta era problema noastră dimineață. Făceam ce eu cu să bem ceai. Nu pune mâna pe cană. Nu, domne, nu putea el. Sau Nathan e la faza asta. Spun, nu pune mâna. El se uită în ochii mei și pune mâna. Și l-am zis odată. Hai, pune mâna. Pune mâna. Pus mâna pe cana fierbinte de ceai. s au părit la mâini. Dar a doua oară, când îi spuneam nu pune mâna pe cană, nu mai punem mâna pe cană. Imaginați-vă pe Calvin, eu îi spun, Calvin, nu pune mâna pe cană. El are deja încredere în mine. El îi mântui deja, da? El are o relație cu tata lui. Știi că tata lui e dat cel mai grozav lucru. Și eu îi spun, nu pune mâna pe cană. De ce îi spun eu să nu pună mâna pe cană? Eu sunt sigur că el nu o să mai pună mâna pe cană și nu o mai pus mâna pe cană. Eu știu că nu o să pună mâna. De ce îi spun să pună mâna pe cană? Ca să aibă dubii. Ca să se îndoiască de relația noastră. Unii zic, ah, ce rost are ca Dumnezeu să ne amenințe, să ne avertizeze? Domne are rost că tocmai prin felul acesta ne păstrează de parte de păcat. Ne avertizează, ne amenință, domnule, dacă te duci în direcția asta o să se întâmplă. Ai nu niște prorocii. Eu când îi zic lui ca Calvin, Calvin nu ieși în fața mașinii, el nu iasă. S-o speria de două ori, nu iasă în fața mașinii, înțelegeți? El nu iasă în fața mea. Când eu spun nu ieși în fața mașinii, eu nu prorocesc. Eu spun să nu ieși în fața mașinii pentru că știu că se va întâmpla cândva să ieși în fața mașinii și să mori lovit de mașină. E absurd lucrul ăsta. Eu fac o prorocie atunci. Eu îl avertizez. Îl ameninț. Dacă ieși în fața mașinii, se întâmplă asta. Dar de ce îi spun asta? Tocmai ca să nu iasă. Tocmai ca să nu iasă. Eu nu fac o prorocie atunci, da? Eu nu-l trimit ca să iasă. Spun lucrul acesta tocmai ca să nu iasă. Doctrine Harului nu duc la păcat, ci din potrivă duc la sfințenie. Amin.